bucurat și bine ați venit la evenimentul nostru în această după-amiază. Vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi. Suntem la finalul unei săptămâni extraordinare. Săptămâna Miosotis am sărbătorit prin diverse acțiuni și activități frumoasa vârstă de 20 de ani. Ne bucurăm să avem alături de noi voluntari de acum 20 de ani, voluntari din prezent, prieteni, pentru cuvânt, oameni minunați. Vă mulțumim că ați venit alături de noi. Special am făcut pauza asta, ca să poate aplaudă cineva. Vrem să vă spunem mai multe despre săptămâna Miosotis și o invit pe colega mea, Loredana, să vă spună în câteva cuvinte. Să vă spună în câteva cuvinte ce am făcut noi săptămâna asta. O parte dintre dumneavoastră știți, ați participat la toate activitățile, și vorbim la domnul Grujban, de exemplu, sau la doamna Grujban. Poftim, Loredana. Bine ați venit! Și bine ne-am găsit și ne-am regăsit. Desfășurătorul după amiezii acesteia a rezervat discursul meu doar 5 minute, așa că trebuie să trec direct la esență, ca să nu... 5 minute maxim, bă, maxim! Deci, doar esență, da? Săptămâna Miosotis este motivul pentru care suntem acum aici, noi toți. Miosotis este, în opinia mea, după părerea mea, despre a munci pentru lucrurile în care crezi. Este despre a aduna la oaltă oameni care, prin efortul lor sincronizat, reușește să declanșeze în comunitate nu atât schimbările pe care și le doresc acei oameni, ci mai ales acele schimbări care reprezintă un răspuns viabil la nevoile reale ale comunității. Aș spune că săptămâna Miosotis nu a fost despre activități și evenimente în premieră. După părerea mea, niciuna dintre activitățile pe care le-am susținut săptămâna aceasta nu au fost în premieră. Dar, cu siguranță, săptămâna Miosotis a fost săptămâna în care voluntarii și angajații asociației au susținut activități în spiritul celor pe care le desfășurăm săptămână din săptămână, cu diferența că, de această dată, am invitat comunitatea să guste din ceea ce pentru noi reprezintă normalitatea. Activitate de zi cu zi, de săptămână cu săptămână. Suntem foarte bucuroși că sărbătorim 20 de ani de când Miosotis este parte din comunitatea noastră. Dar suntem și mai bucuroși de faptul că am reușit să dăm share acestei bucurii, am reușit să o împărtășim cu comunitatea noastră. Am început să ne intra în casele bârlădenilor. Am făcut asta cu ajutorul știrilor și a articolelor din presa locală. Apoi am schimbat registrul, am invitat bârlădenii la noi acasă. Și am avut două zile de ziua porților deschise. Pentru centru de zi pentru copii cu dizabilități Casa Esme și pentru centru rezidențial pentru adulți cu dizabilități Casa Esme. Au fost zile în care am primit cu drag pe oricine a dorit să afle mai multe despre activitatea pe care o desfășurăm și despre oamenii care se află în spatele acestei activități. Am invitat bărădenii la o cafea în holul primăriei, pentru că am considerat că e un loc simbolic și special pentru comunitatea noastră. Apoi, în repetate rânduri, am amintit bârlădenilor iar și iar că zâmbetul este cel mai frumos accesoriu pe care merită să-l purtăm în spectacolul acesta în care cu toții suntem actori, și anume viața. Și ne aflăm azi aici, în locul ăsta așa primitor, pentru că am ales să ne dedicăm această după-amiază unui eveniment caritabil. Spuneam în minutul 1 al discursului meu că Miosotis este despre a aduna împreună oameni care au valori similare. Convingerea mea este că fiecare dintre noi cei prezenți în după-amiaza asta aici
suntem cumva invizibil conectați de faptul că credem în niște valori similare. Și dacă ați ales să fiți aici, e poate pentru faptul că vedeți conexiunea aceasta dintre valorile în care fiecare dintre dumneavoastră credeți și cele pentru care Neosotis militează și cu care justifică rațiunea de a fi în comunitatea locală. Vă invit să savurați din plin această după-amiază și suntem foarte încântați să fim gazda dumneavoastră. Vă doresc ca această după-amiază să se transforme în amintiri care să vă inspire pe viitor. Sperăm să rămânem împreună, nu? Un lucru foarte important pentru noi în săptămâna Miosotis, chiar am început săptămâna, am deschis săptămâna cu lansarea planului nostru strategic. Este ceea ce facem și ceea ce ne dorim în următorii 5 ani. Așteptăm sugestiile voastre, sunt binevenite și avem nevoie de ajutor ca să fim siguri că acționăm exact acolo unde este nevoie. Pe mesele voastre sunt câteva broșuri. Vă invităm să le deschideți, să le luați acasă. Înainte de a pleca, avem mai multe. Și vă invit să le studiați și să ne spuneți părerea dumneavoastră despre ceea ce ne dorim noi să facem. În continuare, invit pe președintele asociației, doamna Carol Daniel, să ne spună câteva cuvinte. Hai. Thank you so much for coming here today. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați venit aici în această zi. 20 years ago, when I came to Ballard, I couldn't have imagined that we would have a day like today. Acum 20 de ani, când am venit în Ballard, nu aș putea să-mi închipui că am fi avut o zi ca aceasta. I am a very ordinary English woman, englezoică. Sunt o englezoică ca oricare altă englezoică. But when I came to Ballard, I lost my heart to Ballard. Dar când am venit în Ballard, m-am îndrăgostit de Ballard. Why? I don't know. De ce? Nu știu. My family many times have complained, why are you going there? Why not stay with us? Familia mea s-a plâns de multe ori, de ce te duci acolo? De ce nu rămâi cu noi? But here I am. I'm sorry. Dar sunt aici, îmi cer scuze. The work Miosotis has done here in Ballard has been to try and improve the lives of some people who were not as fortunate as many of us. Munca pe care Miosotis a făcut-o aici în Ballard a fost cu scopul de a încerca să îmbunătățim viața câtorva oameni care nu sunt atât de norocoși ca noi. Starting first of all in the psychiatric hospital, and then gradually involving young people. Începând cu spitalul de psihiatrie și implicând gradual tinerii de aici. Because young people have so much to offer. Pentru că tinerii au atât de oferit. Da. Miosotis has been supported mostly by people in the United Kingdom. Miosotis a fost susținut în majoritatea cazurilor de oamenii din Marea Britanie.
And now it's time that you here and in the wider part of Balad start owning and supporting Miosotis Romania. Și acum este momentul ca dumneavoastră și în sens la arburile de inii să începeți să dețineți și să susțineți Miosotis Romania. It's not an English NGO. It's a Romanian NGO with a rather old English woman. Nu este un ONG britanic, este un ONG românesc cu o engleză care este de bătrână. I see here today young people who are now parents. They came at 14 and 15 years of age, and now they have children who are tomorrow's Romania. Văd în această seară tineri care au venit la 14 sau la 15 ani aici și în acest moment au copii care sunt la rândul lor viitorul României. And I cannot tell you with great enough emphasis what wonderful delegates, diplomats, these young people have been for Romania in the United Kingdom. Și nu pot să exprim în cuvinte ce delegați buni au fost acești tineri pentru România în Marea Britanie. You will know that, sadly, Romania has not the greatest press in the west of Europe. Știți că, din nefericire, România nu are cea mai bună presă din estul Europei. But it only takes meeting one of these young people for the ideas to change. Dar este nevoie doar de o întâlnire cu unul dintre acești tineri ca ideile să se schimbe. Here we have another generation. Wonderful young people who are so bright. Oh, I wish they were my children. Aici avem o nouă generație de tineri minunați care sunt atât de inteligenți. Îmi doresc aproape să fi fost copiii mei. Here in Romania, there has been much progress. Aici în România s-a făcut mult progres. But you know, there is still a long way to travel. Dar știți dumneavoastră că mai este și mai mult de făcut. In Balad, we have shops selling washing machines and really exciting food. În Berlin avem magazine care vând, de exemplu, mașini de spălat sau feluri de mâncare extravagante. But what percentage of the community can have these nice items? Dar ce procentaj din comunitate își poate permite acest obiect? So, life will never be fair anywhere. It doesn't matter where in the world you are. Viața nu va fi corectă niciodată, nu contează la ce loc al globului ne referim. But we, Miosotis, can make a difference. We, you, can show the kindness and love that as human beings we can give. Dar noi, Miosotis, putem să facem o diferență. Noi, dumneavoastră, putem să arătăm cât de multă iubire poate natura umană să ofere. So, our services are for children who have difficulties. It's for adults who also may be poor. Serviciile noastre se adresează copiilor sau adulților care au anumite dificultăți, care poate au o situație materială precară. But under that is the most important aspect. Each young person in Romania is capable
of making the changes that this country needs. Dar în spatele acestui lucru se află cel mai important aspect, anume că absolut fiecare tânăr din România este capabil să facă schimbările pe care țara aceasta are nevoie. This Christmas, I celebrate my 71st birthday. În acest Crăciun, îmi sărbătoresc 71 aniversare. And I hope in 10 years time, I'll still be here. Și sper că și peste 10 ani voi mai fi aici. And then the family that started has my size. Și că atunci familia care a început la dimensiunea mea and have now grown to be parents. Și au ajuns acum să fie părinți. And the next generation. Și următoarea generație. Who are much taller. Sunt mult mai înalți. Will continue the good work. Vor continua această muncă. But without the parents, without the teachers, without the friends, where are we? Dar fără părinți, fără profesori, fără prieteni, unde suntem de fapt? So today I ask you, please support your young people. Support Myosotis. Let it continue. Let it grow. And let it be the best NGO of that. Deci astăzi vă rog pe dumneavoastră, susțineți-vă tinerii, susțineți Myosotis și lăsați-mi să crească și să se extindă ca cea mai bună idee din Brunac. Da, mulțumesc! Oficiala prânzului s-a încheiat, de acum încolo doar distracție. Mulțumesc! Cei care doresc să joace, rămân în picioare. Jocul se cheamă Heads and Tails, în traducere cap sau coadă. Dar, în practică, va trebui să puneți mâna, să alegeți, să puneți mâna fie pe cap, fie pe fund. De preferat fundul dumneavoastră, dar o să mă înțelege. Dăm cu banul și vedem cine merge mai departe. Avem și un premiu, așa că cei care doresc să joace acest joc, Maria și... Maria. Și un alt voluntar. Toată lumea! Doamnelor și domnilor, cap sau coadă? Vă rog să alegeți. Coadă! Da? Dacă alegeți cap, puneți ambele mâini pe cap. Dacă alegeți coadă, puneți ambele mâini pe fundul dumneavoastră. A ales toată lumea? Cei cu mâna pe cap? Rămân în picioare. La data asta rămâne toată lumea în picioare, da? Am înțeles jocul. A fost demonstrativ, da? Haideți să începem. Gata? Vă rog să alegeți cap sau coadă. Cei cu mâna pe coadă, vă rog să luați loc. Acum? Max, n-ai calculat bine.
probabilității. Să știi. Atenție, vă rog să alegeți cap sau coadă. Ales toată lumea? Cap. Cei cu una pe cap, rămân în picioare. Atenție, vă rog să alegeți cap sau coadă. E, de data asta, cei cu mâna pe cap, rămân în picioare. Cine mai joacă, cine mai este în joc? Da, ne vedem cu toții? Da, vă rog. Nici noi nu veni să trăim. Da, vă rog să alegeți, cap sau coadă? Cei cu mâna pe cap, vă rog să stați jos. Ca să vedem cei care au rămas în joc. Da. Cei care au rămas în joc, vă rog, poftiți în față să vă vedem. Ei sunt finaliștii. Cristina, ești în joc? Da, avem 4 finaliști. Vă rog să alegeți, cap sau coadă? S-ar putea să avem un câștigător? Cei cu mâna pe cap, vă rog, rămâneți în față. Cap sau coadă, vă rog, cineva să fie diferit. Ca să avem un câștigător, domnule. Domnul Urban, sigur ați verificat cu banul? Cei cu mâna pe cap, rămân în picioare. Vă rog să alegeți. Cap sau coadă? Scoate la cerșeală. Și câștigător? Cei cu mâna, cea cu mâna pe cap este câștigătoare. În primul și în primul rând, ne face mare plăcere să lucrăm cu dumneavoastră, să folosim experiența dumneavoastră, abilitățile pe care le aveți și să ne ajutați să deveniți voluntari ai noștri și împreună să facem lucruri frumoase în proiectele pe care noi deja le desfășurăm. Centrul de zi Casa Eden pentru copii cu dizabilități, locuința protejată Casa Trandafirilor, Centrul Tinerilor Voluntari, este vorba de voluntari elevi de liceu, dar nu ne-a trebuit mult timp să înțelegem că avem nevoie de expertiza, de experiența adultului, cel care an la rândul a profesat o meserie, de care noi
am putea beneficia de un sfat, de o experiență. M-am dat seama imediat, mai ales în săptămâna Miosotis, cât de important este să faci un pas în plus, să cunoști oameni și ei să-ți ofere ajutor. Așa că, dacă vă gândiți la o carieră în voluntariat, vă așteptăm. Avem în dreapta mea un magazin caritabil cu lucruri pe care le-au făcut copiii la Casa Isme. Vă invit să-l vizitați și să plecați acasă cu amintire. Deja, metoda deja cunoscută, 2% din impozitul dumneavoastră pe venit, pe care îl plătiți statului. În separeul din stânga mea, voluntarii sunt pregătiți cu formulare 2%. Vă așteaptă să vă înscrieți, dacă nu v-ați înscris deja. Este vorba de impozitul în anul 2016, oricând până la începutul lunii mai ne puteți sprijini direcționându-l asta către Asociația Miosotis sau se direcționați către un ONG. În premieră, astăzi, lansăm două metode de strângere de fonduri. Este simplă, lejeră și este modul nostru de a spune avem nevoie de voluntarul dumneavoastră. Puțin, câte puțin, de la mai mulți, putem face lucruri frumoase în Bârlad. Lansăm astăzi pușculița Miosotis. O pușculiță din carton pe care vă invităm să o luați acasă și momentul acela când ajungi acasă și ai un bănuțel din buzunar, vă rog să-i lăsați acolo. Colegii mei voluntari vor completa un formular rapid, iar dumneavoastră veți lua pușculița acasă. În timp, când ea se umple sau devine foarte grea, vă așteptăm la noi și suma pe care ați strâns-o în pușculiță reprezintă o donație din partea dumneavoastră către Asociația Miosotis. Pușculițele le găsiți în separeu. Puteți lua mai multe pușculițe, sigur. Numai că nu avem noi foarte multe. Tot astăzi, pentru prima dată, lansăm un club. Un club al prietenilor Miosotis, al susținătorilor Asociației Miosotis. Un club în care vă invităm să faceți parte. Am lansat planul nostru strategic, în următorii 5 ani. Vom lucra să îndeplinim obiectivele pe care le-am propus, dar pentru asta avem nevoie de sprijin. Astăzi lansăm Club 100. Este un club în care dorim să avem cât mai mulți membri, poate fi, pot fi 100 plus, dar practic urmărim 100 de prieteni care sunt dispuși timp de 5 ani să ne dea 100 de lei pe an. Acest angajament, ca să zic așa, dacă vă înscrieți în grupul 100, poate fi încetat unilateral din partea dumneavoastră oricând, atunci când intervine ceva neprevăzut sau nu mai puteți continua să sprijiniți asociația. Deci, dacă sunteți printre cei 100 de oameni pe care îi căutăm, care pot să ne sprijine cu 100 de lei pe an, vă așteptăm să faceți parte din Club 100. Astăzi este prima zi de înscriere și sperăm că este o metodă bună pentru noi în viitor să lărgim familia Miosotis. Vă mulțumesc! Vă așteptăm să vă înscrieți în Club 100 sau să luați pușculița acasă. Thank you.
principale nu s-au schimbat, aceleași. Mulțumim! Maria și Rebecca, dacă doriți să participați, vor fi în sală. 5 lei. Da? Doamna Cezara, de-am acum mai participați, vă rog. Mulțumim! Provocarea la acest show este următoare. Larisa, te rog. Larisa e un bol cu bomboane. Va trebui, aveți niște post-uri pe masă și un pix. O să vă rog să vă scrieți numele pe post-it și să ghiciți câte bomboane sunt în acest bol. După ce credeți că ați ghicit și puneți numărul acolo, sau cifra, va trebui să puneți, în cazul în care două persoane răspund la același număr, sper că nu se întâmple, departajarea se va face după câte bomboane sunt mai multe din cele trei tipuri. Sunt Milky Way, Twix și Snickers. Deci dacă vreți să scrieți 7-7 și Snickers, înseamnă că sunt 7-7 de bomboane și restul un Snickers. Adică cele mai multe dintre ele sunt Snickers. Și atunci știm clar cine câștigă. Da? Trebuie să aproximați. Câte bomboane sunt în acest bol fără să depășiți numărul, da? Cine depășește numărul? Dar să rotească un pic așa borcanul ca să facem, să ne numărăm. Câștigă numărul exact sau cel mai apropiat număr fără să-l depășiți. Aveți posibilitatea de masă. Da, vă rog, deci să vă scrieți numărul de bomboane care credeți că este acolo și care sunt mai legat. Veți pune în cutiile de colectă și bănuții și bilete. Între timp, vom merge mai departe și acesta este momentul în care dorim să mulțumim celor care ne-au sprijinit pe parcursul săptămânii Miosotis. Așadar, mulțumim voluntarilor asociației, angajaților, restaurantului Trattoria Da Vinci și echipei Da Vinci. Mulțumim pentru nostru în această după-amiază. Și pe parcursul săptămânii Miosotis am fost bucuroși să avem o serie de sponsori care au achiziționat pachete de sponsorizare pe care noi le-am pus în vânzare. Și aici aș dori să mulțumesc Berlin SRL, care a achiziționat un pachet bronz. Aș vrea să mulțumesc Crevian SRL, care a cumpărat un pachet de argint. Și o să rog pe cineva, Dan, oferim un certificat de sponsorizare. O să te rog pe tine să rămânezi. Am primit sponsorizări, 3 pachete de aur. Unul din partea Cleopatra Center. Un alt pachet de aur am primit sponsorizare din partea firmei Rosavis Pro SRL.
celor care au reprezentat asociația și care au vorbit cu sponsorii, și anume echipa noastră de fundraiser, voluntari, sportivi, vă rog, Cristi, Dan, Rebecca și Maria. Ei sunt cei care s-au înscris de bună voie. Unde-i Maria? În a găsi sponsor pentru săptămâna Miosodis. Maria? Unde-i Maria? Maria. Ei sunt cei care și-au convins familiile, rudelor, neamurile, prietenii. Au mers cu părinții de mânuță la sponsori. Au făcut un efort extraordinar săptămâna aceasta și noi trebuie să le mulțumim. Bravo, bravo, mulțumim foarte mult! Mulțumim foarte mult! Vă spuneam la început că săptămâna Miosodis a fost una specială pe anul. S-au întâmplat lucruri extraordinare. Un lucru foarte frumos. Spune că auzim! Un lucru foarte frumos pentru noi a fost acela că voluntari mai dedemult ne-au contactat și au organizat lucruri frumoase pentru Miosodis, în săptămâna Miosodis, și au reușit în cadrul colegilor de la serviciu să facă câteva activități de fundraising. Aici aș vrea... Noi am stat și ne-am gândit la această poveste, cât de frumoasă este, și ne-am gândit că anul acesta este anul în care, pentru prima dată, vom oferi o distinție nouă voluntarilor sau prietenilor, și anume cea de fundraiserul anului. Anul acesta, fundraiserul anului, dacă îmi permiteți, unde de acord, este 2. Mulțumesc! Și aș vrea să-i mulțumim Simonei Dumitriu, care anul acesta a avut o întâlnire cu colegii din facultate. 10 ani. A făcut o activitate de fundraising pentru asociație. Mulțumim foarte mult! N-am făcut-o pentru asta, am făcut-o de drag. Știu. Mulțumesc frumos! Și la fel o poveste foarte frumoasă, Alexandra, fost voluntar. Alexandra. Săptămâna aceasta a sărbătorit că asociația Miosodis sunt compania în care urmează și a reușit să strângă o sumă de bani pentru proiectele noastre. Mulțumim! După acest scop am făcut-o din drag. E un nou casculeț, așa că mai bine imunizat cu față cu voi. Este o sumă mică. Cum a spus și Mihai, sunt o sumă voluntară, dar care mereu sunt acest drag la familia Miosodis, la copii și la casa ei, să spuneam, de trecut 4 ani. Prin această sumă mică de bani pe care am reușit să o strângă împreună cu colegii mei, sperăm să contribuim și noi la viitorul asociației și a copiilor. Mie mi se pare povestea ei una foarte frumoasă și aș vrea să-mi spui cum ai strâns acei bani. N-am ce să spui pentru chestia. Știu. Tocmai asta am să-mi spate lucruri. Mulțumesc pentru această inițiativă. Cum am reușit să strâng acești bani? Am primit invitația din partea Loredanei, din partea echipei Miosodis, dar am venit personal prin Loredana, prin mulțumesc și vă mulțumesc și vouă pentru invitație. Cum am spus?
La început am crezut că evenimentul va avea loc miercuri pe 16, nu știu ce, nu știu, era foarte... Noi nu prea facem petrecerea miercuri. Și inițial credeam că va fi miercuri. Miercuri săptămâna aceasta pe 16 și zic, ok, cred că nu se pot participa la eveniment, dar zic, hai, măcar să fac ceva. Bine, asta înseamnă la Chișeu, dar chiar așa a fost. Având în vedere neprezența mea la acest eveniment, m-am... Mi-am răspuns Loredana, Loredana a făcut poate cum. Ok. În schimb, am vorbit cu managerul meu, care nu este astăzi aici, dar îi mulțumesc tare mult, am un manager super fain. Și am povestit de inițiativă, ea știind dinainte la ce asociație am făcut voluntariat, care a fost scopul, cât de mult a ținut la asociație și încă mai puțin. A fost de acord cu ideea mea de strângere de fonduri. Mai exact ce am făcut, ca să trecem mai scris, cum mai precisă. Am pregătit, am trebuit niște prăjiturile, nu știu, ceva foarte simplu, un tiramisu, o negresă, ceva ce ar putea merge și la birou. Am un colectiv foarte mare, foarte drăguț, 130 de persoane, care cu toți au contribuit și mai ales au avut și inițiativa după ziua respectivă de strângere de fonduri și m-au întrebat despre ceva la asociație, hai să aflăm mai multe, ceva mai putem ajuta. Cred că asta a fost impactul, nu neapărat banii pe care am reușit să-i strâng. În principiu, cam asta era, nu mi-a pregătit speech, nu ce-a spus în emoții. Da. Eu vreau am pregătit și tot am emoții. Cum spuneam, sperăm, prin această sumă mică de bani pe care am reușit să o contribuiesc, să contribuim și noi la viitorul copiilor, la viitorul asociației în principiu. Și cât mai mulți ani să fiți și sper să mai vedem la asta de activități frumoase. Care își asumă activități și care dau dovadă de responsabilitate socială. Poate fi pentru Miosotis sau poate fi în orice alt domeniu. Acum urmează să vă spun câteva lucruri despre o poveste pe care eu o consider tristă. Pentru început. Anul acesta nu am putut organiza o tabără de vară. A fost un an dificil, financiar, pentru asociație. A fost și un an în care locația pe care o foloseam, undeva în zona municipiului Huș, nu a mai fost disponibilă. Și a trecut vara, iar copiii cu dizabilități, copiii din mediul rural, care de obicei mergeau în tabără, anul ăsta nu au avut o tabără. A fost o vară tristă și pentru voluntari. Ei organizează tabăra de vară și în orice organizăm punem un pic de distracție. Asta le place foarte mult. Dar în tabăra de vară mai facem un lucru. Și anume, oferim medalia Miosotis voluntarului anului. De data asta nu este doar. Este unul. Deși ar fi putut fi 2, 3 sau 5 sau 10 cu ușurință. Pentru a anunța voluntarul anului, o să chem alături de mine pe Simona Dumitriu. Voluntarul anului 1999. Am venit pregătit așa, simbolic. Poate fi mai alt. Nu m-am interesat. De voluntarul anului 2016, domnișoarei Ioana Stoica. Thank you.
Mercedes a fost pentru mine în ultimii 3 ani a doua casă, a fost o familie, a fost locul unde mi-am făcut o mulțime de prieteni, locul unde m-am dezvoltat, unde am învățat ce înseamnă să pui zâmbetul pe fața unor copii și îmi pare atât de rău că ăsta este ultimul meu an la Minnesota și de aceea stau timp înapoi să mi-am dat șansa să-i trăiesc. Și vă mulțumesc foarte mult și bravo! Evenimentul nostru cu o licitație de produse. Avem 5 produse și la cererea publicului l-am adăugat pe al 6-lea. Invit alături de mine pe Petrică, ne recunoaște de foarte mult timp. Am copilărit împreună. Avem același nume de familie. Noi ăștia popa suntem mulți. Și Petrică este voluntarul anului 1998. Primul voluntar în bună ziua! Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu în această zi alături de atâtea generații de voluntari, alte generații de părinți și sper ca măcar peste 20 de ani să ne vedem în aproape aceeași formulă, mândri și bucuroși de ceea ce am putut face pentru comunitatea locală, pentru oamenii din Bârlad și pentru persoanele care au nevoie de tot ceea ce înseamnă Minnesota. În această seară îmi revine plăcerea de a fi MC-ul acestei licitații. O să trec la subiect. Primul tablou. Vreau să vă reamintesc regulile. Persoanele care sunt interesate și care vor să liciteze pentru obiectele pe care le voi prezenta, vor trebui să ridice mâna în momentul în care au un preț care li se pare lor potrivit sau fiecare știe ce și câți bani are în cont. Și o să vă rog așadar să ridicați mâna că doriți achiziționarea uneia din aceste produse. Primul obiect de la această licitație este un tablou care se numește Acvariu. Acest tablou a fost realizat în centrul de zi Casa Isme pentru copii cu dizabilități de către Mario Gabriel, un copil în vârstă de 8 ani diagnosticat cu autism. Peștii au fost pictați cu amprentele palmelor. Prețul de pornire pentru acest tablou este de 20 de lei. Așadar, cine oferă 20 de lei? Avem 20 de lei odată. Oferă cineva mai mult? 25. Domnul Brușman, ridicăm la? 30? 35. Oferă cineva mai mult? 35. 50? 70? Haideți! Încă puțin! 70? Oferă cineva mai mult? 75? 75? 100? Avem 100? 105! 110? Foarte bine. Îmi place cum a decurs această licitație. 110? Mai sus? 110? Dă cineva 115? Mario Gabriel s-ar bucura, cu siguranță. 110 odată?
de două ori și a judecat domnului? Domnule Mihailă, pentru suma de 110 lei, felicitări! Trecem la cel de-al doilea obiect pe care îl licităm în această seară. Este vorba tot de un tablou care se numește Câmp cu Margarete. Tabloul a fost realizat în cadrul aceluiași centru de zi, Casa Esme, de către Cosmin Gabriel, în vârstă de 8 ani, diagnosticat de asemenea cu autism. Prețul de pornire pentru acest tablou este de 30 de lei. Cu siguranță aveți o Margarete acasă. 30 de pornire. Haideți, pentru margaretele din viața voastră. Avem 50 odată? 100? 110? Te-am plătit mai târziu, cred. Cred. Deci 100? 110? Plata, înțeles că se poate face până la sfârșitul lunii. Acestea. Deci 110. Oferă cineva mai mult pentru un tablou cu margarete? 120. 120? 150. 150? 160? Despre până decembrie! Cred că cuiva va fi de folos acest cadou de Crăciun. Deci avem 100? 160? 170, dacă 100... nu e 160, cine e 160? E mai... 170. 180? 200. 200? 201. 201? 202. 202? 203. 203. 210 atunci. 210. Odată? De cineva mai mult? 215. 215 odată? De două ori și ați judecat? Domnului Adică, domnului. Felicitări! Pentru suma de 215 lei. Cel de-al treilea tablou care se numește Maci înfloriți. Imaginați-vă un singur lucru, că macii sunt folosiți, sunt emblema uneia din parfumurile casei de parfumuri Kenzo. Așadar, tabloul a fost realizat în cadrul centrului de zi Casa Esme de către Simona Paraschiva. 18 ani, diagnosticat cu tetrapareză spastică. Prețul de pornire al acestui tablou este de 40 de lei. Simona sigur s-ar bucura. 60 de lei. 80. 100. 110. 120. 150. 170. Haideți. Maci Simone. 180. 200. 200. 210. Haideți. 210. Oferă cineva mai mult? 220? 230? 230? O dată? 250? 260? 260? O dată?
260 de două ori, vândut doamnei. În continuare. Un cadou care poate fi util atât doamnelor cât și domnilor. Al patrulea, îi pot spune obiect pe lista de licitație, se numește în felul următor. O zi frumoasă cu echipa The One. Un cadou minunat pentru doamne sau domnișoare, din partea salonului The One, situat în Bârlad, pe strada Ștefan cel Mare, care ne-a oferit un voucher pentru o singură persoană ce poate beneficia la alegere de o gamă largă de servicii, manicură, pedicură, cosmetică, masaj, etc. Echipa The One vă oferă cele mai înalte standarde în domeniul frumuseții. Prețul de pornire pentru acest voucher este de 50 de lei. Haideți, domnilor! N-aș vrea ca acest premiu să meargă la o doamnă. 50 de lei, o dată. 60. 60. Dă cineva mai mult? 60 de lei. 100. Foarte frumos. La alegere, o gamă de servicii din 110. 110. Se pare că doamnele sunt mai interesate de acest voucher decât domnul. 110. Oferă cineva mai mult? 120. 125. Haideți, Crăciunul bate la ușă. 130. 130. O dată. De două ori. 130 de lei, doamne Marcovici. Următorul pe lista acestei licitații este vorba despre o cină pentru două persoane la restaurantul Trattoria Da Vinci. Casa noastră din această după-amiază vă va surprinde cu cele mai delicioase preparate ale bucătăriei italiene, toate pregătite după rețete autentice tradiționale. Farmecul acestor specialități culinare este sporit de atmosfera încărcată de cultură și artă. Restaurantul Trattoria Da Vinci readuce în zilele noastre un strop din epoca luminată în care a trăit artistul Leonardo Da Vinci. Prețul de pornire este de 60 de lei. 60 de lei. Odată. Oferă cineva mai mult? O cină pentru două persoane. Nimănui nu este foame. Probabil că dacă făceam această licitație la început, înainte de servirea aperitivului, prețul era mai mare. 60 de lei odată. Oferă cineva mai mult? 100. 100 de lei? 110? 110 odată? De două ori? Și a judecat? Hai, mai mult. Licitației noastre, la sugestia publicului, am adăugat pe lista de licitații un nou produs și anume tabloul numit Păpădia. Se pare că avea mare succes, îl aveam la magazinul Miosotis, este făcut de Lucian la Casa Isme. Și vă invit să licitați pornind de la 30 de lei. Așadar, considerăm cu siguranță că această păpădie merită mai mult de 30 de lei. 50 de lei.
100 de lei. Eu cred că am face bine să enumărăm petalele, să vedem pentru fiecare petală câte 10 lei ajunge. 100? Da. 50? Da. 150? Da. 150 de lei pentru o păpălie? Da. 200? 200 de lei? Haideți, oferă cineva mai mult? Dumneavoastră ați făcut calculul repede, nu? Scuzați! Oferă cineva mai mult? Ultimul preț a fost 200 de lei? 220? 50. 250? 250. E o bătălie crâncenă. Dacă sunteți prieteni, vă vizitați și oricum vedeți că acolo pe feretele celelalte. 250? O dată? De două ori? Ați judecat? Felicitări curajoșilor care au licitat în această seară. Vă mulțumesc totodată în numele Asociației Miosotis pentru amabilitatea dumneavoastră de a participa la această licitație. În continuare vă urez o zi frumoasă, o seară cât mai plăcută și mai relaxantă alături de echipa Miosotis. Vă mulțumim! Revin cu răspunsul la concursul nostru anterior. Câștigătorul nostru este 3. Răspunsul era 77 de bomboane. Avem 3 participanți care au răspuns 75. 2 dintre ei nu au pus următoarea opțiune. Unul dintre ei a pus, dar este greșită. După părerea mea, am stat și m-am gândit. Da. Am numărat ambalajul. Da, corect. N-ați numărat ambalajul. Am stat și m-am gândit cum putem face diferența și mi-a venit în minte un singur lucru. Licităm. Da, bună varianta asta, dar nu asta. Da. Nu. Cap sau coadă. Așa că am să invit alături de mine pe doamna Răboiu Cornelia, domnișoara Chirilă Lăcrămioara și popa Lucian. Toți cei trei au spus 75. Regulile știți? Așa că am să vă rog să alegeți cap sau coadă. Atenție! Oare avem un câștigător? Da. Sau doi. Cea cu mâna pe cap câștigă premiul! Ceva este în regulă cu banul ăsta, nu mai întotdeauna capul câștigă înaintea fundului. Exact, exact. Ne cred, vă pare la toată lumea, da? Acesta a fost evenimentul nostru caritabil în această după-amiază, la 20 de ani. Sperăm că veți fi alături de noi și în anii următori.
Vă mulțumim foarte mult că v-ați implicat în această după-amiază, ați luat pușculița Nenusovici acasă, faceți parte din Club 100. Mulțumim foarte mult pentru licitație, pentru magazinul Miosodis, care pare că s-a cam golit. Este o onoare pentru noi să facem lucruri frumoase în orașul nostru, în Bârlad. Vă mulțumim foarte mult!